Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care prin răstignire ai pus Sfânta Ta cruce, semn al vieții, mijloc al îndurărilor Tale, pentru ca tot cei ce cred în Tine să dobândească viață veșnică. Nespusa morții și stricăciunii, Ție-ți mulțumim. Într-o această sfântă zi a înălțării acestei viați făcătoare Tale cruci, în toate ale noastre pentru darurile cele multe revărsate asupra noastră. Te rugăm mult milosibe, Doamne, Cel care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire, patimile cele înfricoșătoare, îngroparea ce de voie cu trupul ai primit caută cu ochiul Tău, atot milosiv, spre toți cei care astăzi am călătorit împreună cu Tine, Dumnezeu nostru, pe drumul Sfintelor Tale pătimiri. Precum odinioară te-au însoțit Maria, Maica Ta, Sfinții Apostoli, Sfintele Femei, Mironosiție, mulțime multă de popor, când Tu însuți, purtându-ți crucea cea de viață făcătoare, Te-ai dorit spre răscumpărarea lumii cu puterea Ta cea tot iubitoare. Binecuvintează, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pe toți cei prezenți la această procesiune, și revarsă inimii lor dar și în suflete celor pentru care ne-a rugat, din roa darurilor Duhului Tău cel Sfânt, cu puterea acest de viață făcătoare Sfintei Cruci. Nu lipsi pe niciunul din număratele Tale binefacere celor bolnavi, dăruiește-le gramnică vindecare, celor în călătorie dăruiește îngeri împreună călători pe cei ce sunt în necazuri, în procese, în legături, supărări, slobozește. Celor lipsiți de dragoste, unire, dăruiește putere de a se iubi, pe cei ce ne vrăjmășesc și ne asupresc, întoarce de la răutatea lor. Dregătorilor, militarilor noștri, dăruiește iubire față de țară, de biserică, ierarhilor, preoților, dăruiește râvnă sfântă în propovăduirea cuvântului Sfintei Tale Evanghelie. Pusnicilor, monahilor, monahiilor, dăruiește putere, rugăciunea, slujirii valorilor spirituale, patrimoniale. Adăpostite în mănăstirile, schiturile noastre, profesorilor și învățătorilor, dăruiește-le puterea slujirii, liturghiei, cunoașterii în suflete studenților, elevilor, copiilor, medicilor, ostenitorilor din spitale, dăruiește răbdare, pricepere la împlinirea actului de vindecare a semilor, iar înțelepților acestui popor dăruiește puterea de a lucra cele bune, bine plăcute ție spre folosul țării noastre. Dăruiește-ne ajutorul Tău cel dumnezeiesc în împlinirea rugăciunii cerești dorințele noastre nouă, celor care astăzi am fost pelerini împreună cu Tine pe drumul Sfânt al Pătimirii. Miluiește-ne curățindu-ne mintea, inima, ca să înțelegem taina crucii învierii Tale. Prin puterea lucrarea Sfântului Tău Duh pe care ne l-ai dat nouă prin apa Sfântului Botez. Izbăvește-ne cu puterea cinstită de viață făcătoare cruci de robirile gândurilor celor rele necinstite, de iubirea de sine, de desnădejde, întristare, de slabă, de șartă, de mândrie, iar trupul curățește de toate pornile necuvincioase, pătimașe, de toate slăbiciunile, patimile, păcatul care îl robesc. Risipește toate urzeile, nălucirile, văzuți, nevăzuți, vrăjmași. Cele cu multă viclenie pornite asupra noastră, ca să nu se laude vrăjmașul asupra noastră, șterge cu buretele milostivirii Tale, Cel care de-a pururea trăiești cu vederea scăderile oamenilor, greșelile numărate înscrise în zapisul păcatelor noastre. Sporește smerita cugetare, trezvia, evlavia, în lucrarea, dobândirea virtuților celor bineplăcuție. Pune în sufletele noastre, prin puterea Sfintei Tale cruci, dorul dobândirii bucuriei cerești să luăm încă aici arbuna vieții, cele pururea becuitoare, a fericirii ce va să fie precum odinioară a luat tâlharul, cel care Te-a mărturisit încă pe cruce fiind, mântuiește, Doamne, pe binecredinciosul nostru popor român, de pretutindeni, dumnezeiasca Ta cruce păzești, arată părtaș, îndurările Tale negrăite ale darurilor Tale prea bune, Doamne. Strălucește, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, peste țara noastră, biserica noastră, mamă ortodoxă, razele cele de viață dătătoare ale Dumnezeirii Tale, cele negrăite, pune în noi ca o pecete a crucii Tale, amintire neștearsă,
Asfinte al tale pătimiri, pentru ca astfel să pătimim, să murim, să ne îngropăm, să înviem împreună cu tine, Dumnezeescul nostru. Dumnezeul nostru, prin puterea Sfintei de viață, făcătoare tale cruci, în vecii vecilor.